Polițiștii constanțeni au fost sesizați de către cadrele medicale de dispariția lui Robert Panait Guriță, un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Caracal, județul Olt. În dimineața zilei de 15 august, acesta a dispărut din Spitalul Clinic Județean Constanța, unde fusese internat, fără înconvințarea personalului medical. Dat fiind că nici până în prezent bărbatul nu a apărut nici la spital, nici la domiciliu, polițiștii au început procedurile de căutare, declarându-l dispărut. Semnalmentele bărbatului sunt: înălțime 1,70 m, greutate 60 de kg, constituție atletică, față ovală, păr deschis, ochi albaștri. La data dispariției purta tricou de culoare albastră, pantalon scurt de culoare albastră și papuci de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.